Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, v-am găsit la 7 zile în Argeș, emisiunea sinteză a evenimentelor săptămânii care s-a încheiat. Sute de copii s-au adunat duminica trecută la Euromall pentru a-l ajuta pe Moș Crăciun. Astfel, campania derulată de Antena 1, Complexul Slava și Asociația Oamenilor de Afaceri a fost un succes. 100 de copii din sudul județului Argeș vor avea o jucărie sub bradul de Crăciun. Jucărie dăruită de copii pentru copii. Oameni buni, într-adevăr sunteți într-un număr atât de mare, vă mulțumim pentru asta. Prin asta arătați că există oameni cu suflet mare, oameni care vor și nu rămân indiferenți la, suferința, dacă vreți, a celorlalți care nu au fost atât de norocoși precum copilașii care se află în această după-amiază aici. Campania Ajută-l pe Moș Crăciun a avut un ecou și un rezultat care a depășit cu mult și așteptările organizatorilor. Asta pentru că sute de argeșeni au răspuns nevoilor unor copii cu o situație financiară nu foarte bună, de la micuți de doar câteva luni până la adolescenți, de la părinți la bunici. Toți au vrut să le facă sărbătorile de iarnă mult mai frumoase acestor copii. Au dăruit din suflet sute de jucării, dulciuri, rechizite și hăinuțe. Ei bine, cu ajutorul dumneavoastră, Moșul va trece pe la foarte mulți copii, copii nevoiași. Vor primi jucăriile dumneavoastră, vor primi hăinuțe, dulciuri, rechizite, vor primi, oameni buni, speranță. Speranță că nu sunt singuri, că sunteți alături de ei, că nu sunt marginalizați de societate, pentru că părinții lor nu au o situație financiară foarte bună. Tocmai de aceea, noi vă mulțumim din suflet, pentru că sunteți, iată, atât de mulți alături de noi. Deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani. Copii, meritați aplauzele noastre, vă aplaudăm din suflet și felicitări că ați adus din jucăriile voastre, din rechizite, din hăinuțe, pentru copii care nu au. Este un lucru minunat și felicitări părinților care își cresc copiii în spiritul ăsta și învață de mici să dăruiască și celor care nu au, din ceea ce lor le prisosește la un moment dat. Cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă, ca pe fiul ei să nască, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și când împreună nu știm că te iubești și îmi doresc mereu să cânt iubirea, aș ocoli pământul întreg doar să-ți văd privirea, aș trece punte, aș trece mări, dacă aș fi că e de lor, la cine, la cine. Numai fetele de la Bembi au fost cele care au venit să-l ajute pe Moș Crăciun, ci sute de copii care au renunțat la jucăriile lor în favoarea unor micuți pentru care sărbătorile sunt mult mai sărace. Într-un decor de poveste amenajat de Complexul Comercial Slava, partenerul Antenei 1, alături de Asociația Oamenilor de Afaceri, s-a colindat, s-au spus poezii și s-a jucat autentic românește, în prezența miilor de oameni care, prin gestul lor, au reușit să schimbe destinele unor copii loviți de soartă. Ascultați voi, poieri mari, florile galbei, ascultați român plugar, florile galbei, că vă vin colindători, florile galbei, noaptea pe la cântători, florile.
După ce copiii de la Școala Populară de Artă și cei de la formația de dansuri populare a Casei de Cultură Adriana Trandafir din Bascov i-au încântat pe cei prezenți prin colinde și dansuri românești, toți micuții au primit din partea organizatorilor dulciuri și portocale, iar de la cele două surori din trupa Bambi, autografe personalizate și fotografii alături de vedetele lor. În materialul de astăzi, oameni buni, facem cunoștință cu o parte dintre personalitățile cu suflet mare care nu au putut sta deoparte atunci când au auzit de campania Ajută-l pe Moș Crăciun. Inspectoratul Județean de Poliție Argeș, dar și Casa de Cultură Adriana Trandafir din Bascov nu au rămas indiferente la suferința unor copii. 8 saci cu peste 400 de jucării au donat polițiștii argeșeni, sute de daruri au adus și reprezentanții Casei de Cultură Adriana Trandafir din Bascov. Poliția, bineînțeles că nu putea să lipsească de la o astfel de acțiune. Noi suntem primii cărora dumneavoastră vă adresați atunci când aveți nevoie, indiferent dacă uneori nu mai și înjurați. Eu știu sigur că dumneavoastră ne iubiți și noi vă iubim pe dumneavoastră. Ne-am gândit să participăm și noi la această campanie, pentru că așa e normal. Niciun copil din județul Argeș nu va trebui să plângă noaptea de Crăciun pentru că nu are o jucărie. Ce poate să fie mai neplăcut decât un copil fără o jucărie? Așa că noi astăzi am adus jucării noi, peste 400 de jucării noi, în valoare de 30 de milioane, toate dăruite din partea polițiștilor din județul Argeș. Vreau să salut și eu foarte scurt inițiativa Antenei 1. Suntem alături de ei în permanență, așa cum am fost de la început. Și sper că toți avem ceva de învățat din acest gest, din această campanie și că vom dărui mai mult de acum înainte. Mulțumim! Zeci de copii au urcat pe scenă la Euromol și au spus poezii, dar au cântat și colinde. Fiecare micuț a primit din partea organizatorilor tablouri 3D cu animăluțe special create pentru copii. Un animaluț special? Da. Da? Ce? Mai tare, da? Îți place? Da? Lasă-ne nouă microfonul, mersi mult, ești foarte talentată, bravo! Campania Ajută-l pe Moș Crăciun a avut un real succes. Tocmai de aceea, Antena 1 Pitești, Complexul Comercial Slava și Asociația Oamenilor de Afaceri vor să transforme evenimentul într-o tradiție. De aceea, anul viitor va urma ediția a doua a campaniei. Noi vă aplaudăm pe dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți niște părinți excepționali, ați crescut niște copii minunați, dacă ei au învățat să dăruiască. Cel mai frumos lucru este acela să dăruiești. Din păcate știți că trăim vremuri dificile, dar speranța noastră sunt copiii ăștia bine crescuți. Ne dorim să ajungem în vremurile în care să trăim fără grija zilei de mâine, să fim liniștiți pentru copiii noștri, iar dumneavoastră faceți posibil acest lucru, crescându-vă bine copiii. Vreau să mulțumesc tuturor care ne-au ajutat să-l ajutăm pe Moș Crăciun copiilor și nu în ultimul rând părinților și mai ales bunicilor care au venit de la țară, să știți că au venit bunici cu nepoței, ne-au lăsat jucăriile, fiindcă nu mai aveau maxi-taxi să se întoarcă la țară. Le mulțumesc din suflet tuturor. În primul rând vreau să mulțumesc copiilor, pentru că sunt alături de ceilalți copii, de prietenilor, și ajută pe cei care n-au avut aceeași fericire de a avea o familie care să-i poată să le aducă o bucurie oricând.
îl ajutăm pe Moș Crăciun, încercăm să aducem puțină bucurie, dar în primul rând vreau să mulțumesc și părinților și să ne învățăm copiii să fie voluntari. Voluntar trebuie să fie un cuvânt care să ajute România să învețe, să fie cât mai aproape de ceea ce trebuie să fie. În Observatorul de mâine de la ora 16:50 vă prezentăm unde a ajuns caravana Ajută-l pe Moș Crăciun și care sunt copiii ce s-au bucurat de jucării. Sunt pe toate drumurile, fac cu mâna la ocazie și riscă viața doar pentru a ajunge mai repede acasă sau pentru că este mai ieftin. Vorbim despre autostopiștii care nu lipsesc din niciun județ al țării. Mai mult s-a dezvoltat o întreagă rețea de transport ilegal ce funcționează mai ales la ieșirile din orașele mari ale țării. Așa se întâmplă și la ieșirile din Pitești. Chetari care merg la Curtea de Argeș. Cât costă biletul sau? Este 6 lei până de o persoană. Păi și știți că mai nou v-am auzit, mi s-a întâmplat și mie să mă oprească poliția, să mă întreb eu cine sunt. Urâtă, dar suntem un european, nu luăm bani. Nu luăm bani? Că? Mergem pe moca? Deci nu luăm bani, nu? Deci să fii ca dumneavoastră, să înțeleg. Bun, să zicem și asta, până absurd, nu? Este foarte simplu, nici nu trebuie să stai la ocazie pentru că vine ocazia la tine. Piețarii, așa cum sunt numiți, stau în general la ieșirile din orașe. Așteaptă clienții și cum se umple mașina, pleacă spre destinație. Câte persoane sunteți? Una, eu aș fi. Să mai vină 2-3 persoane, nu vreau să te țin pe mine, că eu mi-am pus. Am înțeles, deci trebuie să stăm să fim mai mulți. Să mai vină 4, sau dacă, să spun cum e procedura. Unele persoane care vor plătește și locul la te, nu zic de tine, stăm în dialog, plătește locul la te și să mergă, dar nu mai e pe nimeni. Sunt foarte multe persoane care recurg la autostop. Este mai ieftin, dar se ajunge și mai repede la destinație. Și faceți autostopul, doamne? Păi facem, ce să faceți, la vârsta asta? Ce să faceți, dacă nu avem autostop? De ce faceți autostopul? De ce? Ca să ajung mai repede acasă. Unde? Unde mergeți? La Mășaia. Câți kilometri sunt? Vreo 6-7. Faceți și dumneavoastră autostopul? Da. Dar e mai ieftin ca la autobus? Nu e vorba de ieftin, e vorba de... Din păcate, autostopul este și foarte periculos, mai ales pentru femei. În Argeș a avut loc și una dintre cele mai groaznice crime după ce o femeie a făcut autostopul. Polițiștii chiar le recomandă argeșenilor să nu-și mai pună viața în pericol în astfel de situații. Este evident și viața și demonstra faptul că cei care folosesc autostopul și aici nu o să fiu, sau nu o să mă refer numai la femei, că știți bine, noi în Argeș am avut acea situație nefericită în care o femeie a fost omorâtă, decapitată, dar și la bărbați am avut situații în trecut în care s-au urcat, tot așa au folosit metoda asta autostopului, s-au urcat în diferite mașini și au fost atacați. Sau invers, situația inversă. Nu vă e teamă totuși că este femeie? Păi sunt mai multe, nu mă duc urmă la sigură. Dacă nu ni s-a întâmplat, nici nu mi-e teamă până la urmă. Ce să mai... Aleșii noștri se gândesc acum la un proiect de lege prin care să-i determine pe români să nu mai facă autostopul. Cei care vor transporta autostopiști vor fi sancționați chiar și cu 5.000 de lei amendă. O înăsprire a legii din acest punct de vedere v-ar ajuta și pe dumneavoastră, pe polițiști. Dar nu e vorba că ne ajută pe noi, în primul rând că ajută pe toată lumea, asta este ideea. Ministrul Transporturilor este semnatarul acestui proiect care, acum, se află în dezbatere publică până pe 23 decembrie. Fiecare primar a venit cu porcul lui. 10 animale au fost sacrificate și pregătite pentru oalele bucătarilor. Urmează să preparăm din el cartaboși, cârnați, tobă, după metoda tradițională, afumate sau fierte sau și să consumă în decursul sărbătorilor. Câștigați azi? Sperăm, sperăm. Domn primar, spuneți-ne, câștigați astăzi? Încercăm, suntem la prima participare, nu ne propunem neapărat să câștigăm. Porcul are cam 130 de kilograme, o să preparăm din el ceea ce se poate face în perioada scurtă după ce tai porcul, deci o să pregătim o șunculiță, un caltaboș, o tobă. Totul tradițional. Absolut tradițional. Nu contează cine câștigă, contează participarea. Și după experiența mea vis-a-vis de Ignatul la Argeșeni, este mai bun un porc de 130 de kilograme decât unul de 200 de kilograme, datorită șoriciului care este mai crud, șuncilor care ies mai bune și mai calitative și toate produsele să fie mai crude. Și în timp ce unii lucrau de zor, alții supravegheau lucrările. Erau primarii care nu au participat la concurs, dar au gustat din cele preparate. Dacă vă pricepeți, totuși. Am crescut la țară. Câștigați azi? Nu știu. Juriu o să dea verdictul.
Cum îl preparați? Ce faceți din el? Avem acolo expuse tot ce facem. Carta voștovă, coasta fumată, mușchi afumat, pateu de ficat, lebăr. Doriciu, cum a ieșit? Doriciu, dar mai rămas nimic. Eu n-am gustat. Cum vi s-au părut până acolo primarii? Deocamdată să întrec în concurs, ca și mărimea porcilor. Văd că majoritatea au porci foarte mari. Am apreciat ca și mărimea porcului Miceștu, Albo, Tamiovenii. Deocamdată încă mai supraveghem să vedem dacă într-adevăr și calitatea șoriciului, dar și produsele care o să iasă din, pregătirea lor sunt pe măsură. Șoriciu, cum e, doamnă șoriciu? Șoriciu este foarte bun, fiecare a încercat să-l facă cât mai fraged și după cum vedeți toată lumea este foarte încântată. Cine credeți că o să câștige? Aveți vreun favorit? Dar vor fi mai mulți câștigători și toți sunt câștigători prin faptul că au participat la acest frumos eveniment. Porcul cel mai mare, dar și echipa care a tranșat cel mai repede a fost numită câștigătoare. Bineînțeles și șoriciul, care trebuia să iasă foarte fraged, a fost o condiție pentru a câștiga. Oricum, oalele bucătarilor erau pregătite pentru carnea proaspăt tranșată. La tuciul ăsta de aici facem ciorbița de perișoare. Deja apa fierbe, porcul e aproape gata. Aici facem măriguța, acolo facem pomana porcului. Deci avem o serie întreagă de preparate culinare, fără euri, fără conservanți, naturale, exact cum se face la țară. Toți sunt câștigători pentru că au participat și au venit la Mioveni. Începând de la colegii mei din administrație publică, până la mediul privat și până la locuitorii care au venit să deguste preparatele produse de fiecare unitate administrativă care este prezentă la Mioveni și de mediul de afaceri. Aveți vreun favorit, ceva? Toată lumea va lua premii la fel și toată lumea sper să fie voioasă și bucuroasă la Mioveni. După câteva ore, toți primarii au fost declarați câștigători. Toți au muncit, iar cei care au gustat din preparate au fost mulțumiți. Mărturie cheie împotriva lui Cioacă. Bun a dezvăluit prima dată în fața instanței că o parte dintre lucrurile găsite în râpa din Râșnov sunt din casa Elodiei. A confirmat și că din apartament lipseau cuțitul de bucătărie considerat arma crimei și geanta de voiaj în care ar fi fost transportat cadavrul avocatei. Din boxa acuzaților, Cioacă i-a transmis Bonei zâmbete ironice. Domnule Cioacă, ți-a aruncat sau nu cuțitul din bucătărie? La mulți ani! O urare cât o posibilă condamnare, probă cu probă și mărturie cu mărturie, acuzarea lui Cioacă devine mai puternică decât apărarea. Luni, Bona a depus pentru prima dată mărturie. Îl vedeți capabil pe Cristian Cioacă să-și ucide soția? În fața camerelor, Elena Teodor n-a vrut să facă declarații. Timp de 6 ore, Bona le-a povestit magistraților ce a văzut în casa familiei. Nu pot aprecia dacă Cristian Cioacă și-a ucis soția, dar nu cred că Elodie ar fi plecat și ar fi lăsat copilul așa. Punctul culminant a fost identificarea probelor. Bona a identificat bunurile Elodiei și ale copilului găsite de anchetatori pe drumul dintre Poiana, Brașov și Râșnov. Toate obiectele, acea babețică, sticluțele cu parfum, pernuțele, pernuța pe care copilul se juca și pe care stătea copilașul. Însă misterul probelor nu e complet elucidat. Din boxa acuzaților, Cioacă i-a zâmbit ironic fostei sale angajate. Avocata familiei Ghinescu a reacționat imediat. Să se consemneze că inculpatul face semne obscene, râde și se strâmbă. Ăsta este motivul pentru care sunt în boxa acuzaților, pentru că zâmbesc. Cristi nu pleca niciodată singur cu copilul la Pitești. Pe 30 august mi-a zis că nu vin cu el. I-am spus să aibă grijă mama lui de hainele copilului, să nu le păteze. Elodia se supăra dacă se întâmpla așa. El a zis, las-o în pace pe Elodia, ne-am certat un pic. Apărarea a încercat din nou să sugereze că Elodia trăiește. Înainte de a fugi în lume, Elodia i-a dat mamei sale prin intermediul Bonei 6.000 de euro. Femeia spune însă că s-a întâmplat cu mult înainte ca avocata să dispară. Declarația ei i-a determinat pe magistrat să grăbească judecata. Au cerut Ministerului Justiției să găsească bani pentru refacerea expertizelor ADN. Vor fi ultimele piese din puzzle-ul dispariției misterioase a Elodiei. O fată de doar 15 ani și-a pierdut viața într-un accident de circulație petrecut pe DN65 la ieșirea din Pitești spre intrarea pe autostrada A1 București-Pitești. Și tatăl fetei, ce se afla la volanul mașinii implicate în accident, a sfârșit tragic. Singura care s-a zbătut o vreme între viață și moarte, pe un pat de spital, a fost mama copilei. Atunci dăm un număr de spital. Dăm un număr de spital.
Operațiune dramatică de salvare duminică seara la intrarea pe autostrada 1 București-Pitești. Trei persoane, mama, tatăl și fata lor de doar 15 ani, se îndreptau spre un cunoscut hipermarket pentru a face cumpărături. La un moment dat, o mașină ce venea din sens opus a intrat pe sensul lor de mers și i-a lovit violent. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul în care se aflau cele trei persoane a devenit un morman de fiare. Detașamentul de pompieri Brad a intervenit la un accident rutier între două autovehicule, trei persoane încarcerate, două conștiente au fost descarcerate și transportate cu ambulanțele Smur și ISU la UPU Pitești, a patra inconștientă și declarată ulterior decedată. În a doua mașină o singură persoană care nu am descarcerat-o a ieșit singură, dar cu leziuni la cap. Și a fost transportată la UPU Pitești. Echipajele de la descarcerare s-au chinuit mai bine de o oră să scoată dintre fiarele contorsionate șoferul. Din păcate, acesta nu a avut nicio șansă în urma impactului violent. Am găsit o victimă încarcerată, și anume șoferul, vârsta aproximativ de 48 de ani. Din păcate, s-a constatat decesul de către echipa medicală de la SAJ. Și o persoană în partea dreaptă, de sex feminin, în jur de 40 de ani, cu politraumatizată, conștientă, iar pe bancheta din spate se află o minoră, în jur de 16 ani aproximativ, cu multiple fracturi. Bărbatul care a murit în acest accident era jandarm și avea doar 45 de ani. Soția și fiica acesteia au fost și ele rănite grav și au fost imediat transportate la Spitalul Județean de Urgență din Pitești. Din nefericire, fiica bărbatului s-a stins la spital cu toate eforturile medicilor de a o salva. A avut loc o coliziune frontală între două turisme. Carosabilul este umed și friceat. Mașina din spate nu a venit dinspre București și potrivită cu controlul volanului și a intrat pe contrasens. Nu știm exact cum s-a întâmplat. Se fac cercetări să vedem cum se procedează. Din cauza acestui accident cumplit, circulația în zona a fost îngreunată mai bine de jumătate de oră. Iar unul dintre factorii care a dus cel mai probabil la producerea accidentului a fost și ceața densă, dar și carosabilul umed. Două cruci, două sicrie purtate pe umeri de camarazii subofițerului, o mare de oameni cu sufletul strâns și lacrimi pe fețele tuturor. Printre ei, o femeie purtată pe brațe, care își striga durerea de a-și pierde copilul și soțul. O imagine tragică de la înmormântarea jandarmului argeșan și a fiicei lui, morți în accident. Lângă morminte, femeia a strigat ca într-un blestem numele celui care i-a luat sufletul odată cu familia. De oameni i-au condus pe ultimul drum pe subofițer și pe fiica lui. Au fost înmormântați unul lângă celălalt. Împietrită de durere, soția plutonierului și-a ridicat ochii la cer și a cerut o minune. E greu de spus ceva. Mi-a fost comandat de pluton. Mi-a fost coleg. E greu. Va fi inima mea toată viața. Deci nu pot să-mi imaginez despărțirea asta, credeți-mă. Mi-a fost mai mult decât un frate. Subofițerul Cristi Stana și fiica lui, Cristina, au murit nevinovați într-un accident petrecut pe autostrada București-Pitești. Un șofer inconștient care circula cu 130 de km pe oră a intrat pe contrasens și a izbit mașina acestora. O familie fericită care mergea la cumpărături pentru sărbători. Colegii au numai cuvinte de laudă pentru subofițer. În drum spre cimitir a trecut pentru ultima dată pe la unitate. Trebuie și mirea și viața lumina sfântelor adormiților, pentru că Ion și anumare Maria Cristina Ioan, pentru că se lau întâmplă. Dumnezeu să ierte, să-i odihnească. Jandarmii argeșeni deplâng această pierdere din familia noastră, jandarmilor. Evenimentul este cu atât mai tragic cu cât în lumea celor drepți va pleca și fiica sa, în vârstă de numai 14 ani. Poate acesta e un moment de reflecție, un moment de cugetare pentru noi toți. Să fim mai toleranți, să gândim
consecințele acțiunilor noastre, atât în trafic cât și în societate în general, să fim mai buni. Ei vor rămâne pentru totdeauna în inimile noastre, în rugăciunile noastre, Dumnezeu să-i odihnească și să-i ierte. Este durere foarte mare pentru familia asta, nu se poate. Și pentru oricare, numai pentru, nu știm ce să vă mai spun. Suntem mare tragedie, mare, deci nu se putea mai altfel să fie, nu știu, n-am cuvinte. Fiul de mic copil a crescut între noi și ne pare rău că a plecat. Șoferul care le-a luat viața celor doi va fi acuzat de ucidere din culpă și va fi judecat, deocamdată de instanțele pământești. Salve! Foc! Încărcați! Salve! Foc! Încărcați! Salve! Foc! La Mioveni se va derula în următorii ani un proiect pilot de construcție a unui reactor experimental ce va costa 1 miliard de euro. Memorandumul încheiat între Institutul de Cercetări Nucleare de la Mioveni, Agenția Italiană pentru Energie Nucleară și firma Ansaldo Nucleare a fost semnat miercuri în prezența ministrului Energiei Constantin Niță. Proiectul considerat de importanță națională vizează construirea unui reactor nuclear de generație 4 răcit cu plumb lichid, care se dorește a fi mai eficient și mult mai sigur decât orice alt model existent acum în lume. Noua centrală nucleară experimentală de la Mioveni va avea o putere de 125 MW, echivalent cu o zecime din puterea centralii de la Cernavodă, și ar putea deveni operațională în jurul anului 2025. Este un lucru extrem de important ce s-a întâmplat astăzi pentru viitorul energie nucleară în România. Sunt trei parteneri care au experiență îndelugată în domeniul nuclear. Este vorba de Institutul de Cercetări Nucleare, de Ansaldo Nucleare și de ENEA. Ansaldo Nucleare este o companie care a lucrat pentru Cernavodă, reactoarele 1 și 2, și sunt convins că vor avea o contribuție importantă și la realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Din punct de vedere tehnologic și educațional, este un câștig. Totodată este și un câștig economic, pentru că acest reactor de demonstrație, atunci când va fi construit la nivelul anului 2025, va produce 125 de MW electrici. Deci va fi și un reactor de producție timp de 40-50 de ani. Vom avea o centrală nucleară de dimensiuni mai mici decât cea de la Cernavodă, la Mioveni. Semnă pe termen scurt stabilitate, pe termen lung înseamnă un viitor sigur, înseamnă locuri de muncă, înseamnă mai mulți bani la bugetul statului, înseamnă un brand pentru viitorul României și o recunoaștere a muncii tuturor cercetătorilor din platforma BCN-ICN de la Mioveni. Durata proiectului este de aproximativ 15 ani, dintre care primii 10 ani pentru dezvoltare tehnologică și 5 ani pentru construire. Pentru 371 de asistenți medicali argeșeni înscriși la examenul de grad principal, sezonul sărbătorilor se anunță unul plin de relaxare și bucurie. Aceștia se pot declara fericiți după susținerea cu brio a mult așteptatului examen, mai ales că nicio persoană nu a fost respinsă. Examenul de grad principal a fost susținut în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie a Universității de Stat din Pitești, zilele de desfășurare a acestei activități fiind programate unitar la nivel național, respectiv pe 12 și 13 decembrie. În data de 12 decembrie, 301 candidați au intrat în examen, aceștia profesând ca asistenți medicali generaliști, iar în data de 13 decembrie, la intrarea în sală, au fost așteptați 70 de candidați, asistenți medicali pe alte specialități. Nota de trecere a fost minim 7, echivalent la 70 de puncte din cele 100 posibil a fi obținute. Punctele acordate au reprezentat fiecare câte o întrebare, examenul constând într-un test grilă cu durata de 2 ore. Ca urmare a încrederii sporite de care se bucură din partea Ministerului Sănătății, dar și a profesionalismului de care dă dovadă, în județul nostru examenul de grad principal a fost organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala Argeș. Ordinul Asistenților filiala Argeș a dus la îndeplinire cu succes prevederile Ordinului Ministrului Sănătății privind organizarea și desfășurarea acestui examen de grad principal. Rezultatele obținute de asistenții medicali au fost rezultate foarte bune, spunem noi, peste 80% din asistenții medicali înregistrând note peste 9.
Rezultatele confirmă încă o dată încrederea pe care trebuie să o avem în asistenții medicali. Nu în ultimul rând, Estera Ambruș, președintele filialei Argeș a Ordinului Asistenților Medicali, adresează membrilor săi mulțumiri pentru implicarea continuă în educația medicală necesară exercitării profesiei. Mulțumesc tuturor asistenților medicali pentru implicarea în dezvoltarea profesiei și le urez pe această cale un an nou fericit, cu multă sănătate și împliniri. Policlinica Victoria își respectă pacienții, iar perioada sărbătorilor de iarnă a fost cel mai bun prilej pentru a-i ajuta pe cei care sunt părinți să dea copiilor lor o lecție de sănătate. Moș Crăciun a venit la Policlinica Victoria nu numai pentru a-i bucura pe cei mici, ci și pentru a le aduce cadouri speciale și valoroase pentru sănătatea danturii. Se găsește în tubulețe, dinții noștri ni albește și de carii ne ferește. Ce? Bravo! Ce v-a învățat moșul astăzi? Ne-a învățat să spălăm gurița și să ne spălăm fiecare zi de două ori pe dinți. Se frică de medicul stomatolog? Nu. Te speli pe dinți? Da. Când? Mereu. Moșul m-a învățat să mă spăl pe dinți și să vin la control la dinți. Și ce ai primit? O periuță. Policlinica Victoria, sistem stomatologic complet, de la consultații la tratament, laborator de tehnică dentară și imagistică, în condiții premium, urează tuturor argeșenilor la mulți ani! Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți sărbători fericite. La revedere! Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an older than I...